Hei, am revenit. În acest tutorial o să lucrăm corpul și capul în același tutorial. În continuare, nu le vom lucra separat, ca să le unim, o să le lucrăm de jos în sus pe toate. Același fir, aceeași croșetă ca și în celelalte tutoriale. O să începem din nou cu un inel magic, în care vom face, vom lua un fir pe croșet și vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și la final o să închidem cu un ochi, da? O să trebuiască să-mi aduc un marcator. Gata, am găsit. Pentru că aici o să lucrăm circular și o să avem nevoie să reținem primul nostru ochi. Da, o să lucrăm circular până la final. Ok, în cel de-al doilea rând vom lucra în fiecare ochi câte două piciorușe. 1, 2 în același ochi. Da, a fost primul pe care am început, cu care am început rândul și al doilea. În următorul ochi tot 1, 2, în următorul ochi din nou 2 piciorușe scurte, 1, 2, din nou 1, 2, din nou aici 1, 2 și ultimul 1, 2 și la finalul acestui rând ar trebui să avem 12 ochiuri. Închidem și facem din nou un picioruș, primul picioruș din rândul următor și punem din nou marcatorul. La rândul 3 vom lucra, o să mai notez în continuare anumite informații să nu le încurc. Deci am lucrat în primul ochi 1, în următorul ochi vom lucra 2 piciorușe scurte. În al treilea din nou un picioruș. În al patrulea, 1, 2. Și tot la fel, până la finalul rândului, în primul ochi vom face un picioruș scurt, în următorul, 2 piciorușe scurte. Și tot așa mergem până la final. 1, 2, 1, 2. Nu suficient cât să ne încurcăm, sau să mă încurc eu, că nu sunt atentă la ce fac. Ok, aici a fost 1. 1, 2. 1. Din păcate, acest fir e destul de greu de urmărit ca și ochiuri, de aceea o să trebuiască să vă bazați destul de mult pe instinct. Dar, vă spuneam la început, este un proiect de dificultate destul de ridicată, așa că fie mă urmăriți cu foarte mare atenție, fie o să vă chinuiți un pic. Din nou un picioruș pentru următorul rând. În cel de-al patrulea rând vom face în felul următor. Am făcut deja primul ochi în primul picioruș scurt în primul ochi. În al doilea vom face din nou un picioruș scurt, iar în al treilea vom lucra două piciorușe scurte în același ochi. Din nou un picioruș scurt, în următorul un picioruș scurt. În al treilea, două piciorușe scurte și vom lucra așa până la final. 1, 1, 2, da? Deci în două ochiuri consecutive vom lucra, mi s-a încurcat ața. În două piciorușe consecutive vom lucra câte un picioruș scurt, iar în al treilea vom lucra două piciorușe scurte. S-a încurcat că am ieșit ambele capete și mi se încurcă firul.
Ok, deci două, da? 1, 1 și în al treilea facem două. 1, 1 și din nou două în același ochi. 1, 1 și în ultimul vom face 1, 2. Ar trebui să se potrivească perfect. În ultimul ochi din rând ar trebui să avem o creștere, da? Deci două piciorușe în același ochi. Dacă nu ne iese așa, înseamnă că ceva am greșit. Facem din nou primul ochi din rândul următor, punem din nou marcatorul. Și am ajuns la rândul 5. Aici o să avem 24 de ochiuri. Rândul 5 o să fie cu 30 de ochiuri. Continuăm creșterea, avem un picioruș scurt, îl facem și pe al doilea în următorul ochi, pe al treilea în al treilea ochi, în următorul facem două piciorușe scurte. Deci o să lucrăm una, două, trei piciorușe, trei ochiuri consecutive, câte un picioruș scurt, în al patrulea două piciorușe scurte. 1, 2, 3 și în al patrulea facem două piciorușe scurte în același ochi. 1, 2, 3 și apoi două piciorușe scurte. 1, 2, 3 și apoi două piciorușe scurte. 1, 2, 3 și apoi două piciorușe scurte. 1, 2, 3. O să vă ajute la un moment dat când o să lucrați foarte mult, o să vedeți că doar număratul ăsta cu voce tare o să vă țină rândul atunci când începeți să vă gândiți la alte chestiuțe. Bun. Am ajuns acum la rândul 6, unde o să facem din nou o creștere. La finalul rândului 6 o să avem 36 de ochiuri și vom face 4, 1, 2, 3, 4 ochiuri, fiecare în câte un ochi din rândul anterior și în al cincilea vom face o creștere. 1, 2, 3, 4. Și în ultima vom face din nou două piciorușe scurte. Iarăși, 1, 2, 3, 4 și din nou două piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și din nou două piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și din nou două piciorușe scurte. Și ultimul set. 1, 2, 3, 4 și ceva am greșit aici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Deci am greșit. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ok, acum am rezolvat, greșisem ceva, dar am într-adevăr 4. Este foarte important, pentru că lucrăm acum în continuare, să nu, mai ales la creșteri și la descreșteri, să nu pierdeți ochiuri. Deci dacă considerați că undeva ați greșit în cursul rândului, desfaceți rândul, faceți-l din nou. Important este să vă iasă numărul de ochiuri și numărul de grupări, pentru că o scădere aici modifică tot corpul de aici încolo, tot iepurașul. Și atunci este foarte important să urmăriți numărul de ochiuri.
greșiți ceva, stricați un rând, mai faceți o dată și să vă iasă ok. Acum spuneam aici că avem 36 de ochiuri. Urmează acum să facem un rând în care să avem câte un picioruș în fiecare din ochiurile anterioare. Da, deci facem câte unul, fără creșteri, fără scăderi, pur și simplu câte un ochi în fiecare din ochiurile rândului anterior. Câte un picioruș scurt peste tot. În total trebuie să avem tot 36 de ochiuri. Să-mi lăsați comentarii dacă înțelegeți, dacă este ok felul în care vă explic tutorialele. Dacă aveți nevoie de fire, vă amintesc în continuare pe Merceria Virtuală pe Facebook, Merceria Virtuală. Puteți să-mi scrieți, să-mi cereți sfaturi, eu am să vă ajut. Chiar și aici pe YouTube, chiar și pe Facebook am să vă ajut cu sfaturi, cu accesorii, cu tot ce aveți nevoie. Și mai important, nu uitați să-mi dați subscribe și abonează-te, o am mare nevoie pentru a-mi crește canalul de YouTube și în același timp și dumneavoastră o să fiți mai ușor, o să mă regăsiți mai ușor și o să fiți notificată cu tot felul de postări pe care am să le fac. Deci și mai ales dacă mi-ați dat niște distribuiri pe Facebook, ar fi superb și v-aș mulțumi tare mult. Ok, am terminat acum rândul numărul 7, unde avem 36 de ochiuri. Am lucrat câte un picioruș în fiecare din ochiurile rândului anterior. La rândul 8, da, o să facem din nou creștere. Și o să facem o creștere după 5 piciorușe scurte consecutive. Deci 1, 2, 3, 4, 5 și în al șaselea ochi facem o creștere, facem două piciorușe scurte în același ochi. Din nou, 1, 2, 3, 4, 5 și din nou o creștere. 1, 2, 3, 4, 5. Creștem. 1, 2, 3, 4, 5 și din nou creștere. 1, 2, 3, 4, 5. Da, deci repetăm acest grup de 5 piciorușe scurte. Și în al șaselea ochi o creștere până la finalul rândului. Ultimul ochi ar trebui să fie o creștere, 5. Și în ultimul ochi din rând, da, o creștere. La finalul acestui rând ar trebui să avem 42 de ochiuri. Am scos marcatorul, am făcut primul ochi din rândul următor. Am pus marcatorul la loc, să nu cumva să pierdeți marcatorul, este foarte important. Eu nu îl mai strâng pentru că nu-mi sare, dar cine nu reușește, da, poate să închidă marcatorul. Ok, următorul rând o să facem din nou o creștere. Tura aceasta, segmentul nostru o să fie de 6 piciorușe scurte consecutive și în al șaptelea facem o creștere. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 și în al șaptelea facem o creștere. Scuze, nu cred că am bine. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și în al șaptelea o creștere. M-am tot uitat pe tutoriale, am tot încercat să combin diverse tutoriale din diverse locuri. Trebuie să fiți foarte atente că sunt foarte multe greșite. 5, 6 și apoi o creștere. De aceea vă spun, dacă cumva spun ceva sau indic ceva greșit aici, să-mi scrieți ca să corectez. Eu spun că le-am verificat și răzverificat. 4, 5. Așa că sper să fie 100% corecte. Dacă este să fi greșit ceva,
Vă mulțumesc dacă mi indicați ca persoanele mai începătoare să nu întâmpine dificultăți. 3, 4, 5, 6 și din nou o creștere și acum este ultima serie la mine. Sper că și la voi. 2, 3, 4, 5, 6. Apoi facem o creștere. Scoatem marcatorul pentru că a fost ultimul ochi din rândul acesta. Punem din nou marcatorul. Ok. Bun. Acum o să începem să înălțăm, nu mai lărgim, ci pur și simplu înălțăm lucrarea noastră și o să urmeze 7 rânduri în care vom lucra câte un picioruș în fiecare din ochiurile rândului anterior. Deci nu facem creșteri, nu facem scăderi, ci pur și simplu lucrăm câte un picioruș în fiecare din ochiurile rândului anterior. Pe fiecare rând trebuie să avem 48 de ochiuri. Dar numărați-le constant, vă rog, ca să fiți siguri că este ok. Vom face 7 rânduri. Puteți să mergeți cu mine în continuare, eu am să las filmarea în continuare, sau puteți să vă opriți și să ne auzim după ce termin cele 7 rânduri, o să dureze un picuț, mă strădui să fac cât mai repede, fără să greșesc. Deci nu uitați, aici sunt 48 de rânduri. O să fie o lucrare superbă. Foarte frumos. Deci aici este primul rând din cele 7 pachete în care avem 48 de ochiuri. Practic este rândul numărul 10 de când am început corpul iepurașului. Când vreți să faceți o pauză, nu uitați să apăsați și butonul abonează-te. Și când terminați sau când aveți 2 minute libere, o distribuire pe Facebook ar fi de mare ajutor pentru mine. Am terminat primul rând abia. Încă 6. Da, nu uitați să puneți marcatorul când terminați rândul. Este foarte important. Vă spuneam, aici lucrez cu o croșetă de 8, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, deși am văzut o croșetă de 8 și m-am îngrozit cât era de mare. Eu pe asta știu că era de 8, mă rog, așa scria pe ele, că văd că și astea sunt foarte, foarte diferite. Ideea este că, din câte văd, lucrez foarte bine firul acesta, care recomandat este să se lucreze cu numărul 8. E foarte bine să vă ajustați croșetele și firele astfel încât atunci când lucrați repede, să nu vă sară firul de pe croșet. Și atunci o să știți că lucrați cu cel ok. Și de asemenea, dacă lucrați vreodată cu un croșet prea mare pentru firul vostru, o să vedeți că rămân niște găuri destul de inestetice. Acesta a fost rândul 2, în care am lucrat câte un picioruș scurt în fiecare din ochiurile rândului anterior. Rândul numărul 11 a fost și cel de-al doilea din șirul meu de 7 bucăți. Aveți grijă să nu pierdeți numărul de rânduri, de numărul de ochiuri, scuzați, să nu pierdeți numărul de ochiuri. Dacă ați intrat în acest bloc, ăsta este rândul numărul 3, dacă ați intrat în acest bloc de 7 rânduri identice, nu este nicio problemă dacă undeva între aceste 7 rânduri pierdeți un ochi. Îl puteți face oricând, oriunde. În schimb, dacă pierdeți un ochi pe creștere sau pe descreștere, acolo nu mai este indicat. E bine să vă întoarceți înapoi până la rândul corect.
pentru că altfel vi se dă peste cap tot proiectul. Avem aici rândul numărul 3. Destul de mult de lucru pe partea aceasta de corp. Încă 5 minute și terminăm. Sunt foarte nerăbdătoare să asamblez toate piesele astea pe care le-am lucrat acum împreună. Ei. Deci asta a fost în rândul numărul 3. Urmează rândul numărul 4. Am început rândul numărul 4. Spuneam că în rândurile acestea avem 48 de ochiuri, să nu le pierdeți, vă tot amintesc ca să nu trebuiască să reluați, să dați înainte, înapoi video. Câte un picioruș în fiecare ochi din rândul anterior. Rândul număr 4, mai avem doar 3 rânduri. Merge foarte frumos lucrat acest fir, este foarte moale și foarte, foarte, foarte fain. Și proiectul final o să iasă delicios. Așa arată proiectul nostru până acum, da? E un iepuraș gigant. Sper să se joace copiii cu el. Chiar sunt curioasă dacă mergeți până la capăt cu acest proiect, să-mi spuneți cum reacționează copiii, clienții voștri sau nepoței sau copilașii voștri pentru care lucrați. Acesta este rândul numărul 5. Tot cu 48 de ochiuri, câte un picior scurt în fiecare din ochiurile anterioare. Deci suntem la rândul 5. Pentru că nu lucrez tocmai în continuu, mai fac și pauze, o să mai opresc din când în când clipul și o să-l reiau. De 5 mai avem încă două rânduri în care facem câte un picioruș în fiecare din ochiurile rândului anterior. Aveți grijă să nu săriți din ochiuri, mai ales că după următoarele două rânduri o să facem o scădere. Și atunci deja dacă am pierdut vreun ochi, la fel și dacă am făcut un ochi în plus, nu o să mai iasă modelul chiar ca mine. Spuneam că este un proiect în care trebuie să ne cam ținem de schemă. Bineînțeles, acum dumneavoastră o să vedeți exact cum iese la mine toată
treaba asta și o să fiți libere să mai modificați ceva pe parcurs. Deja îmi fac 1000 de idei cum o să arate la final. Abia aștept pentru că am strâns, vă spuneam, din diverse locuri, din mai multe imagini, bucățele. Proiectul ăsta cumva este un hibrid. Sper să iasă cum îmi imaginez. O să am o surpriză împreună cu dumneavoastră. Deci ăsta este rândul 6, în care croșetez în continuare câte un picior scurt în fiecare din ochiurile rândului anterior. Mai am încă un rând și apoi facem o scădere. Să vedem la final cum o să aranjăm toate piesele una lângă alta și cum o să asamblăm bucățelele. De altfel și clipurile, pentru că sunt foarte, foarte lungi și lucrăm foarte, foarte mult, or să fie mai multe bucăți. Să le puteți lucra și dumneavoastră pe bucăți. Ok. Lăsăm marcatorul și acum facem ultimul rând. Spuneam că fiind și ultimul rând, este bine să numărați câte ochiuri aveți aici. O să avem în total 48 de ochiuri. Da, nu am crescut și nu am scăzut cu nimica în cele 7 rânduri croșetate identic. Deci 48 de ochiuri trebuie să avem la final și ar fi bine, dacă ați greșit cumva un picioruș în plus sau în minus, să îl corectați în acest rând cel târziu. Astfel încât să iasă tot proiectul la fel ca la mine. Agățat aici. Ok, terminăm cel de-al 7-lea rând. Nu știu dacă reușiți să lucrați în tandem cu mine sau nu, dar eu am lăsat clipurile să meargă în continuare. Ok, am făcut primul ochi din rândul următor. O să avem în acest rând 42 de ochiuri și o să lucrăm în felul următor. O să lucrăm 6 ochiuri normal, 2, 3, 4, 5, 6. Deci primele 6 ochiuri le lucrăm câte un picioruș scurt, iar în al 7-lea vom face o scădere. Atenție, scăderea o să o facem în felul următor. Luăm din față. Da? V-am mai explicat și în tutorialul anterior. Din față, următoarele două ochiuri, tragem fir și închidem cu un picioruș. Așa o să lucrăm până la finalul rândului. 2, 3, 4, 5, 6. Și acum din nou, din față, luăm de la ambele, de la două ochiuri consecutive. Și facem un singur picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am să pun pauză când mi se termină firul și trebuie să încep o nouă rolă. Din nou scădere.
1, 2, 3, 4, 5, ce frumos termină, 6 și o să pun pauză un pic și revin ca să înnot firul. Da? Avem mai multe opțiuni, fie înnodăm cele două fire, eu prefer să le înnod în acest mod. Fie le înodăm, fie pur și simplu începem să lucrăm cu celălalt fir și ascundem ambele fire. E la fel de ok, nu mă deranjează, puteți lucra cum doriți dumneavoastră. Aici nu ne afectează pentru că oricum o să-l punem în spate. Deci aici am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6 și acum urma o scădere. Singura chestie e că să avem grijă să rămână nodul ascuns pe interior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și scădere. Și acum ultimul set. Scuze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Și trebuie să ne rămână două ochiuri. Sper că v-au rămas și vouă. Este foarte, foarte important să ne păstrăm. Deci nu mai dau seama cum sunt ochiurile acestea. Ok. Încă am încurcat pe aici. Ok, și facem primul ochi din rândul următor. Bun, am avut la rândul acesta 42 de ochiuri, după care urmează să facem din nou o scădere, un rând cu scăderi. Vom lucra tura aceasta 5 ochiuri, 2, 3, 4, 5 ochiuri și apoi o scădere. Apoi din nou 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri și apoi din nou o scădere. Da, vă spuneam că e mai greu de agățat firul ăsta, ce-i drept nici croșeta nu mă încântă foarte mult, îmi plac foarte mult croșetele care sunt un pic mai ascuțite în față ca să poată să-mi trag bine firul, să poată să înțepe frumos ochiurile. Dar lucrăm cu ce avem. 3, 4, 5. În momentul în care am început proiectul era singura croșetă așa, dimensiunea asta care am avut-o. Între timp am mai luat, dar am zis să nu le modific. Deci 5 și din nou o scădere. 1, 2, 3, 4, 5 fire din nou și din nou o scădere. Din nou o scădere. Cred că urmează ultimul set. 1, 2, 3, 4, 5 și ultimele două, da? Din nou o scădere. Aveți grijă să vă iasă numerele. Ok. Făcut din nou primul loc din următorul rând și punem înapoi marcatorul. Bun. O să facem acum un rând mai special. Dacă aveți cum să lăsați și un marcator, ar fi ok.
Dacă nu, oricum o să ne întoarcem și o să vedem undeva mai spre finalul proiectului ce se întâmplă aici. O să facem în felul următor. O să facem primul ochi pe care l-am făcut deja. 2, 3. Eu am să-mi pun aici un marcator. O să las un fir aici care o să fie agățat. Ar fi bine să lăsați un marcator, un fir sau puneți un marcator, doar că n-am unul lângă mine acum și n-am să mă duc să iau unul. O să facem acum 6 scăderi. Da? Consecutive. 1, 8, ce greu intră. 2, da. 2, 3, 4, 5, 6, da? Pe undeva pe aici ar trebui să fie burtica noastră. Și acum urmează încă 21 de ochiuri până la finalul rândului, în care vom face un picioruș în fiecare din ochiurile anterioare. Nouă, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 de ochiuri ar trebui să fie. În total, la rândul acesta, ar trebui să avem 30 de ochiuri. Am făcut primul ochi din următorul rând. Acum, urmează să facem aceste 30 de ochiuri, să facem 4 rânduri în care vom face câte un picioruș în fiecare din ochiurile rândului anterior, da? Nu pierdem marcatorul ăsta de aici. Atenție să nu vă încurcați în cei doi marcatori. Deci trebuie să avem 30 de ochiuri pe care le vom lucra în 4 rânduri consecutive. Nu vom face niciun fel de altă modificare aici. Să fie 30 de ochiuri, câte un picioruș simplu în fiecare din ochiurile rândului anterior. Rândul următor am să încep și o să număr. Revin cu mențiunea, orice modificare pe care o faceți la rânduri plus minus, le facem pe rândurile acestea în care nu avem practic scăderi sau creșteri, pe rândurile în care lucrăm câte un picioruș în fiecare din rândurile anterioare. Dacă undeva ați greșit, aici este locul în care puteți corecta, să nu corectați înainte de creșteri sau înainte de descreșteri, pentru că o să vă strice lucru. O să și numărăm un rând ca să fiu sigur că este ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Uite, din fericire avem 30 de ochiuri exact așa cum ar trebui. Sper că și vouă va ieși ok. Acesta a fost rândul numărul 2. Ce frumos se conturează corpul, nu? Vai, o să fie o jucărie deosebit de frumoasă. Sper să vă iasă și dumneavoastră și să aveți spor la lucru și copiii să se bucure de jucăriile acestea, indiferent că le vindeți sau că le faceți pentru un membru al familiei. Acesta este rândul numărul 3. Vă rog, nu uitați să-mi dați subscribe și abonează-te. Și la fel, dacă îmi puneți linkul acesta de YouTube pe Facebook la dumneavoastră sau îi dați distribuire pe grupuri, am să vă mulțumesc tare mult. Și am să vă mulțumesc venind cu noi clipuri. Aștept comentariile dumneavoastră și mesajele dumneavoastră în care să-mi spuneți ce vreți să lucrăm, ce vreți să vă arăt, ce tutoriale să mai fac. Eventual să-mi spuneți dacă înțelegeți felul în care vă explic și felul în care lucrez. Nu știu cât de bine se vede la voi pe calculator. La mine pare să fie ok. Acum, faptul că eu le lucrez, e greu să fiu obiectivă. Ok, acesta este ultimul nostru rând în care facem câte un picioruș în fiecare din rândurile în fiecare din ochirile rândului anterior. Da, deci ultimul rând pe care îl facem cu câte 30 de ochiuri. Al patrulea rând, respectiv. Nu uitați să intrați pe Merceria Virtuală, să am în curând și un site. Vă invit să intrați acolo să vedeți exact ce fire, ce accesorii sunt necesare pentru proiectele, pentru fiecare clip pe care îl fac. Deci, în absolut toate clipurile pe care le fac, am firele disponibile pentru vânzare, accesorii de asemenea. Sau puteți să mă întrebați acolo dacă aveți dumneavoastră alte proiecte, puteți să mă întrebați ce fire aveți nevoie și eu cu drag vă servesc. Ok, am terminat și al patrulea rând. Ce frumos arată, nu? Abia aștept să-l umplem și să vedem rezultatul final. Ok, am făcut primul rând din următorul rând. Practic am ajuns acum la rândul numărul 24. Rândul 24. O să facem o scădere, o să mai scădem un pic ochiurile și o să facem în felul următor. 1, 2, 3 ochiuri. Trei ochiuri, apoi o să facem o scădere. Din nou vom face trei ochiuri, câte un picioruș scurt în fiecare din ochiurile anterioare, după care facem din nou o scădere. Din nou trei piciorușe scurte, simple. Câte unul în fiecare din trei ochiuri ale rândului anterior și apoi facem o scădere. Da, scăderea o să iasă întotdeauna mai frumos dacă luăm din față câte o bucățică din două ochiuri consecutive și le vom uni. Da, deci luăm din primul ochi partea din față, firul din față și din al doilea tragem firul și facem un picioruș scurt. Mergem așa până la finalul rândului. 3 ochiuri normale, după care facem o scădere. Până la finalul rândului. Ia, de ce rapid am ajuns, avem mai puțin de lucru aici. Ok, și în ultimele două, da, întotdeauna trebuie să avem grijă, ultimele două ar trebui să fie pe scădere. Ok, scot un pic marcatorul, fac primul ochi.
Da? Nicio problemă. Punem marcatorul. La rândul acesta ar trebui să avem 24 de ochiuri. Bun. În rândul următor o să facem câte un picioruș scurt în fiecare din ochiurile rândului anterior. Deci nu facem nicio scădere, nicio creștere, ci o să facem pur și simplu câte un picioruș scurt în fiecare din ochiurile rândului anterior. Deci ar trebui să facem 24 de ochiuri simple. Ce crește iepurașul nostru? Ok, și am ajuns la finalul rândului. Deja trebuie să-mi iau o cameră mai înaltă pentru că nu mai încape, nu mai pot să lucrez. Începe să mă încurce, ia să vedem, ia uitați cum arată lucrarea mea. Sper că și la voi arată la fel. O să arate și mai bine când o să umplem burtica. Ok. O să facem în rândul 26, o să facem numai scăderi. O să desfac primul rând pentru că l-am greșit, o să-mi rămână marcatorul prins aici și o să pornim cu o scădere. Îmi pare rău că v-am greșit. Da? Deci refacem primul ochi și o să facem o scădere. Din nou o scădere. Tot rândul până la final o să fie făcut numai din scăderi. Da? Avem un număr par, deci ar trebui să putem să ajungem câte două, câte două până la finalul rândului, pentru că aici deja facem trecerea către căpușor. Deci vom lucra numai scăderi. Luăm din primul ochi, din al doilea ochi partea din față și facem un ochi simplu. Ar trebui să avem 12 ochiuri la finalul acestui rând. Să știți că ați putea lucra acest proiect și pe un fir mai subțirel, deși aș sugera totuși să lucrați pe acest număr de ochiuri și pe acest număr de ochiuri să lucrați totuși pe un fir grosuț. Vă spuneam, firul acesta este recomandat a se lucra cu croșeta undeva între 8 și 10. Dar există și un fire asemănătoare cu acesta care se lucrează cu numărul 6. Puteți lucra fără probleme și cu acel fir, evident, croșeta de numărul 6, pe exact același tutorial pe care lucrez și eu. Ok, am terminat aici rândul, închid, fac din nou un ochi pentru rândul următor. Vă spuneam că avem aici 12 ochiuri și de aici începem cu căpușorul nostru. Să știți că dacă vreți, puteți să umpleți acest proiect. Nu este obligatoriu, dar dacă credeți că este mai ușor, asta ținând cont că avem aici o zonă destul de micuță. Dar dacă vreți să umpleți, nu este niciun fel de problemă. Ok, mergem la partea de cap. Și acum o să facem pasul exact opus ultimului rând. Vom lucra câte două ochiuri în fiecare din ochiurile rândului anterior. Da? Deci în fiecare ochi vom face două piciorușe scurte în absolut fiecare ochi. Da? Deci în următorul ochi facem 1, 2. În următorul facem 1, 2. Trebuie să avem din nou 24 de ochiuri. 1, 2. 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Două, la final trebuie să aveți 24 de ochiuri. 1, 2. Și mergem la următorul ochi. Și facem o pauză aici și revin imediat. Mai am alea din rândul 3. Mai avem încă două rânduri apoi. Că am terminat rândul 3. O grămadă de lucru la căpușor, nu? Nici problemă că se termină imediat. Se merită. O să se merită pentru că proiectul ăsta este foarte frumos. Trecu la rândul 4. În continuare facem câte un picioruș scurt în fiecare din ochiurile rândului anterior. Acesta este rândul numărul 4. Cred că o să mai dureze vreo 10 minute dacă nu aveți răbdare să lucrați în pas cu mine. Nu uitați să-mi dați subscribe sau abonează-te, să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți cum vă place proiectul, cum vă place felul în care vă explic sau poate nu vă place. Orice sfat e binevenit și aștept provocări, propuneri de proiecte, ce tutorial ați vrea să mai fac. Și cel mai important, m-ar ajuta tare, tare mult dacă mi-ați face distribuire la postare, dacă mi-ați distribui clipul acesta pe Facebook sau la prieteni atunci când mai știți pe cineva care vrea să se apuce de lucru și nu știe ce să facă. Ok, acesta a fost rândul 4, acum îl termin. Urmează rândul 5 și apoi începem să scădem numărul de ochiuri, mai avem puțin tare de lucru. Și o să încercăm să și umplem păpușica noastră, dar undeva mai încolo. Să facem câteva rânduri de scăderi, astfel încât să nu avem deschiderea prea mare, ca să ne stea puful siliconic, vă spuneam eu o să folosesc puf siliconic, dar nu din acela biluțe, ci puf normal. Deci piciorușe scurte, câte un picioruș în fiecare ochi, fără creșteri, fără scăderi, pur și simplu. Trebuie să avem aici, spuneam eu, 60 de ochiuri. Fiți atenți să aveți acest număr de ochiuri la finalul rândului. Este foarte important. Bine, ce-i drept, acum e mai puțin important.
până acum a fost foarte important, dar oricum e ok și acum să păstrați un număr de ochiuri conform numerotării mele. Sper să fie totul ok, cel puțin până acum, din ce am numărat, mi s-au confirmat numărul de ochiuri. Dacă vă apare vreo problemă undeva pe clip, vă rog să-mi spuneți și eu am să verific. Tare curioasă ce culoare lucrați voi, ce combinație de culori folosiți. Ok, am terminat. Rândul numărul 37. 60 de ochiuri avem aici. Ok. Pornim următorul rând. Am făcut primul ochi. Și o să facem în felul următor. O să lucrăm 8 ochiuri în mod normal, câte un picioruș scurt. 3. 4, 5, 6, 7, 8 și următorul o să facem o scădere. Din nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apoi să facem din nou o scădere. Tot așa până la finalul rândului. 3, 4, 5, 6, 7, 8, din nou o scădere. La finalul rândului, ultimele două ar trebui să fie... Să formeze o scădere, dacă am numerotat corect. 3, 4, 5, 6, 7, 8 și apoi o scădere. Tot la fel, luăm cele două fire din față. Da, așa, te-am numerit-o. Un pic mai complicat uneori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, din nou o scădere și trecem la ultima grupare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pam, pam, ceva nu mi-a ieșit bine. Așa că am să pun un pic de pauză și am să verific. Ok, da, eu am refăcut rândul pentru că evident ceva nu mi-a dat ok. Da, e foarte posibil să nu vă iasă pentru că firul este foarte, foarte greu de citit și foarte posibil să ne încurcăm în el. Dar, repet, atenție, dacă ceva nu vă iese, e momentul atunci când avem calupul ăsta de aceleași numere, același număr de ochiuri, să corectați. Ok, următorul rând o să facem pachetele de câte 7 piciorușe normale și apoi o scădere. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și apoi facem o scădere. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte și apoi facem o scădere. Unu, doi, trei, patru, cinci,
6, 7 și apoi facem o scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și apoi facem o scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, din nou o scădere. Ultima, să vedem dacă mi ies bine. 3, 4, 5, 6. E, nu vine să cred, am reușit acum. 7 și de nou o scădere. Acum, la finalul acestui rând o să avem 48 de ochiuri. Și acum mai facem încă un rând cu scădere. O să lucrăm de data asta 6 piciorușe normale, după care vom face o scădere. 3, 4, 5, 6 și apoi facem o scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și apoi facem o scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și apoi facem o scădere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, din nou o scădere. Tot așa până la finalul rândului. Dacă sunteți mai rapide, ne vedem la finalul rândului. 2, 3, 4, 5, 6, din nou scădere, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și ultima scădere. Și acum am făcut primul ochi din următorul rând. Ok. La finalul acestui rând avem 42 de ochiuri. Următorul rând o să lucrăm câte un picioruș scurt în fiecare din ochiurile rândului anterior. Da? Nu creșteri, nu scăderi, ci pur și simplu 42 de ochiuri le lucrăm normal. Eu cred că o să am nevoie de o nouă bobină. 42 de ochiuri până la finalul rândului. Nu pierdem încă marcatorul, mai avem nevoie de el. Piciorușe scurte, 42 de bucăți până la final.
Facem primul ochi din rândul următor. Și acum o să fie din nou un rând cu scăderi. Mi-aduc o nouă bobină. Ok. Deci spuneam că rândul ăsta o să facem tot scăderi. O să lucrăm 5 piciorușe scurte, după care facem o scădere. 2, 3, 4, 5 și apoi o scădere. Unu, doi, trei, patru, cinci, din nou scădere. Unu, doi, trei, patru, cinci, din nou scădere. Eu am să fac din nou un nod pentru firul, pentru o nouă bobină. Puteți faceți legătura cum vreți dumneavoastră, că oricum o să fie pe dos și nu o să se cunoască. 1, 2, 3, 4, 5, o scădere din nou, 1, 2, 3, 4, 5, o scădere din nou, 1, 2, 3, 4, 5 și ultimele două ochiuri din rând, o scădere, începem un nou rând, o să facem din nou o scădere, o să lucrăm 4 ochiuri și apoi o scădere, 2, 3, 4, ne apropiem de final, o scădere, 1, 2, 3, 4, apoi o scădere, 1, 2, 3, 4, și apoi o scădere, 1, 2, 3, 4, scădere, 1, 2, 3, 4, și apoi scădere, 1, 2, 3, 4, din nou scădere. Pam, pam, că mi-am croșetat și marcatorul un pic. Facem primul ochi din rândul următor. Și acum o să lucrăm 1 rând în care nu o să facem nici creșteri, nici descreșteri. O să lucrăm câte un picioruș scurt în fiecare din ochiurile rândului anterior. Total sunt 30 de ochiuri. Nici mă mai chinui să număr, cum poate nu ies, dar sigur ies numărul de ochiuri. Suntem oricum la final, de acum nu mai apare nimic rău. Aproape, aproape am terminat proiectul nostru, deosebit de frumos. Abia aștept să-l asamblăm și să vedem ce rezultă. Ok, deci trebuie la finalul rândului să avem 30 de ochiuri. Asta este rândul numărul 44. 30 de ochiuri.
Pornim rândul următor, 45. Punem marcatorul. Ok, o să lucrăm aici 3 ochiuri, după care facem o descreștere. Din nou 3 ochiuri. 1, 2, 3, 3 ochiuri separate, după care facem o scădere. Din nou 1, 2, 3 ochiuri și apoi o scădere. 1, 2, 3 ochiuri și o scădere. 1, 2, 3 ochiuri și o scădere. 1, 2, 3 și o scădere. Ok, la sfârșitul acestui rând avem 24 de ochiuri. O să mai fac încă un rând în care o să lucrăm câte un picioruș scurt în fiecare din ochiurile rândului anterior, pe care o să umplem corpul, pentru că o să urmeze iarăși un rând de scăderi mai mari și atunci o să, după aia o să ne chinuim să ne umplem corpul acesta. Deci după rândul acesta pregătim umplutura. Ok. Deci ne oprim aici. Eu am să umplu asta pentru că oricum neavând spațiu suficient nu o să vedeți. Rămâne marcatorul, știu că aici este ultimul meu ochi. Pur și simplu o să băgăm umplutura aici până în capăt și o să umplem bine, bine jucăria și revin cu jucăria umplută și continuăm să terminăm de lucrat. Oh, am revenit cu o chestie super, super, super mare. Ia să vedem dacă o vedeți. Oh. Ok, am să țin cumva ca să vedeți un pic exact cum se lucrează. Să văd dacă pot să setez un pic. Ok. Bun. Urmează acum să facem... e destul de rigidă, da? Rigidă, destul de fermă, dar nu extrem de rigidă, astfel încât să nu fie nici foarte grea pentru copii, dar să fie plăcută la atingere. Nu lăsați spații foarte mari, nu, să nu fie foarte puțin umplută, ca să nu cumva să... la spălat să se facă cocoloașe. Am pus înapoi marcatorul și acum o să facem în felul următor. Primul rând este rândul în care am făcut primul ochi, scuze, am făcut un ochi normal. Următorul o să facem o scădere. Din nou vom face un picioruș scurt, din nou o scădere și tot așa până la finalul rândului. Lucrăm într-un ochi, vom face un picioruș scurt, în următoarele două o scădere, până la finalul rândului. Un picioruș scurt, apoi o scădere. La finalul rândului ar trebui să avem 16 ochiuri. Okay.
Acum, nu o să mai lucrăm. Ultimul rând îl facem pur și simplu. Am să-mi pun un pic marcatorul, un pic un ochi mai încoace și o să lucrăm numai scăderi. Da, în fiecare ochi vom face numai scăderi. S-ar trebui să avem vreo 8 scăderi. Atenție să nu lucrați prea larg, după aia o să rămână goluri între ochiuri și nu veți vrea acest lucru. Când se termină acest rând, pur și simplu vom lua un ac și vom coase astfel încât să fie cât mai strâns, să nu rămână un spațiu gol aici, în capăt. Să rămână un spațiu foarte, foarte, foarte micuț. Puteți chiar și pe croșetă să lucrați, nu este niciun fel de problemă. Ok, am scos marcatorul. Și atunci aveți posibilitatea inclusiv croșeta să trageți firele pe aici, astfel încât să facem un nod cât mai ok, da? Să nu se cunoască capătul. Sau puteți lua un ac și să coaseți pur și simplu bucățica asta. Ok? Cam acesta a fost tutorialul nostru pentru corp. Am să iau și camera. Să vedeți cam cum arată. Da? Să puneți destul de bine aici, aici fiind capul. Să poată să stea destul de ferm. Da? La fel corpul. De aici am început lucru. Aici am terminat acum. O să observați aici este burtica, da, acolo unde am avut acele multe scăderi consecutive, am avut vreo 8 scăderi consecutive. Acesta este corpul. Vă pup, ne auzim la următoarea, următorul element.